Dragilor, astăzi alături de noi este Monica Măgureanu, coach sistemic în formare în cadrul programului lui Gabor Mate, Compassionate Inquire. Vom vorbi cu Monica despre mitul normalității, trauma, boala și vindecarea într-o cultură toxică, recenta carte a lui Gabor Mate, publicată în portofoliul editurii Herald, în colecția Psihoterapia, carte scrisă în colaborare cu fiul său, Daniel Mate. Dar vom vorbi și despre programul urmat în cadrul comunității Compassionate Inquire de Monica împreună cu alți psihoterapeuți, psihologi și psihoterapeuți din România, sub coordonarea lui Gabor Mate. Păi, în primul rând, mulțumesc de invitație și mă bucur să vorbesc despre un subiect, dar și despre un om foarte, foarte apropiat de sufletul meu. Eu, alături de o comunitate foarte frumoasă din România, dar și din toată lumea, am avut privilegiul de a fi însoțiți de el un an de zile. Și încă suntem cei care am continuat cu partea de mentorship și supervizare. Însă, într-adevăr, eu personal nu mai stătusem cu el în aceeași sală, atât de aproape. Și ce pot să spun este că simplu este un om tare frumos, Gabor Mate. Un om tare frumos care, știi cum e vorba aia, să practici ce predici. Prin toți porii, emite, dacă vrei, această energie a compasiunii, despre care vorbește și în cartea despre care ai menționat, pe care ați publicat-o și mă bucur că ați făcut-o, pentru că nu, compasiunea, noi ne gândim de foarte multe ori că înseamnă să suferi pentru că celălalt suferă. E un capitol foarte frumos dedicat compasiunii în carte, despre 5 niveluri ale compasiunii. Și cred că Gabor le arată pe toate, nu numai prin ceea ce spune, ci prin felul în care este. Acum, ce pot să spun este că am văzut în sală colegi, dar am văzut și oameni care se aflau poate pentru prima oară în prezența lui. Oameni care i-au ascultat podcasturile, care au văzut videourile pe YouTube, care probabil că au văzut Wisdom of Trauma, care au stat la coadă să cumpere această minunăție, și au stat la coadă ca să primească câteva secunde, o semnătură care e mai mult decât o semnătură, nu e un simbol, să fie în preajma lui. Și nu știu câte pauze a avut el, pentru că a fost acolo pentru fiecare din cei peste 100 de persoane. A fost acolo cu fiecare dintre oamenii care au avut curajul și au împărtășit în fața unor străini lucruri personale. Ca atare, e foarte emoționant și pentru mine acum când îți povestesc asta. Pentru că nu a fost un curs, nu a fost o conferință în care vorbim în general despre sau care sunt abordările. Da? De la oamenii pe care îi citează în cărțile lui, până la oamenii cu care lucrează, totul este personal, totul este cu curiozitate, una din marile calități ale compasiunii. Nu există bine, nu există rău, există curiozitate, există compasiune și există prezență. Sincer, pe mine m-a impresionat Gabor prima oară când am văzut In Utero. Cel mai mult m-a bucurat în această carte, pentru că, așa cum ai spus și tu, impresionant, poate pentru mine, care un an de zile am aprofundat fiecare capitol care apare în cartea asta și multe altele, nu pot să spun că m-a impresionat o parte sau alta, pentru că aș face o injustiție, ca să zic așa. Da? Toată cartea pentru mine reprezintă un simbol, ca și pentru el. De altfel, știi și tu foarte bine că lucrează la această carte împreună cu fiul lui de, cred că mai mult de 10 ani sunt, de când s-a apucat de această carte. Manuscrisul inițial era dublu față de cât este cartea acum.
și au tot scris, sunt sute, mii de studii, de articole, de cercetare care stau la baza acestei cărți. Pe mine m-a impresionat în sine modul în care el însăși a trecut printr-un proces terapeutic scriind această carte și povestește despre acest lucru public, spunând inclusiv de atașamentul pe care l-a avut. Era el și cartea. Dacă nu termin cartea, am să eșuez. Faptul că acum, indiferent ce spun eu, ce spun alții, indiferent de opinii, a scos această carte, este impresionant pentru că este o voce, o voce nu care contestă, pentru că nu este intenția lui și nici intenția nimănui să conteste vreun beneficiu al medicinii occidentale, care în acest moment salvează vieți și are foarte multe lucruri pentru care ar trebui să-i fim recunoscătoare. Dar faptul că ne atrage atenția că am uitat, poate, anumite lucruri și o și demonstrează științific. Și când spun că am uitat, poate, anumite lucruri, mă refer inclusiv la intuițiile noastre. Eu una am crescută la țară. Eu până să ajung la școală am fost crescută la țară. Păi dacă mă durea ceva sau dacă mă loveam, venea bunica cu cartoful sau străbunica mă punea puțin în noroi că zicea, hai mamă să nu te îmbolnăvești. El vorbește despre populațiile indigene din Canada, pentru că, bun, acolo are acces. Da? Vorbește despre lucruri pe care și el spune că nu le-a inventat el. Există de când lumea. Da? Această somatizare, cum menționai, da? În care emoțiile se manifestă prin corp dacă nu își găsesc altă cale de a se manifesta. William Reich vorbea despre asta în momentul în care era coleg cu Jung, da? În 1890 și ceva, el vorbea despre armura caracterială, pentru că atunci aveam caracter, nu personalitate. Dar modul în care el vine și o pune într-un limbaj occidental este impresionant. Pentru că nu este vorba doar despre o bucățică. Cred că impresionant pentru mine este faptul că are o abordare la 360 de grade, susținută de modul în care funcționează societatea occidentală astăzi, nu? Suntem pe rațiune, pe studii, pe statistică, la care adaugă studii antropologice care vorbesc despre culturi, dacă vrei, dintre cele mai vechi. Și vine în plus cu experiența personală, cu proprii lui pacienți. Cred că asta e impresionant, nu? Și e foarte interesant asta apropo de impresionant, cum foarte deschis și nu pentru a face vreo demonstrație sau vreo paradă, vorbește despre propria lui viață și aduce vulnerabilitățile. De asta spuneam că, nu știu, eu încă am reticențe în a dezvălui atât de multe lucruri despre mine. Și îmi dau seama și lucrez la asta și îmi dau seama că sunt propriile mele mecanisme de apărare. De asta, fiecare până la urmă. Nu știu dacă ai auzit de Katie Byron, este chiar una din autoarele pe care el o citează foarte des. Ea are o vorbă, Sweetheart, I am whatever story you told yourself about myself. Până la urmă, 1.000 de oameni, 100.000, fiecare va rezona sau nu cu ceva. Din carte, din personalitatea lui. Dar și acel ceva micuț poate că va ajuta la o conștientizare mai mare a faptului că suntem un tot. Nu suntem doar minte, nu suntem doar corp, nu suntem doar emoție. Nu suntem doar eu și cu tine aici. Probabil că mai e și ce se aude pe fundal, nu știu dacă se aude. Probabil că mai este și o aromă, mai e și puțină lumină. Sunt foarte multe. Aș vrea să te întreb cumva legat de acest program pe care tu-l formezi, tu-l faci și ești în formare.
Ce ai regăsit, să spunem, similar în carte atunci când Gabor Mate se referă la compasiune și valorile pe care le împărtășește până la urmă această frumoasă comunitate pe care el a creat-o? Tot. Tot, pentru că te-ai fără sonor. Așa. Tot, pentru că, de fapt, ce este în carte ar putea foarte bine să folosească drept suport de curs pentru noi toți care am intrat, practic. Am intrat, practic, într-un training. Și am descoperit o comunitate de oameni foarte frumoși, foarte deschiși, oameni care practică nu doar, hai să spunem, tehnicile, pentru că, bun, avem și niște tehnici și niște calități pe care le exersăm în cadrul acestei formări, dar, în primul rând, compasiunea, compasiunea față de ei înșiși. Pentru că un lucru pe care mie mi l-a adus aminte formarea asta a fost că nu avem cum să avem compasiune față de alții dacă nu avem compasiune față de noi. Oameni cu care, bun, ne vedem pe Zoom, pentru că sunt din toată lumea. Dar să știi că intră și câte 500 de oameni într-un call. Și Gabor ia întrebările fiecăruia, fie că sunt de natură profesională, fie că sunt de natură personală. Și vorbește cum vorbesc eu cu tine. Prezent, acolo. Noi, între noi, avem săptămânal întâlniri în care practicăm unii cu alții. Deci nu e doar că învățăm profesional, în primul rând învățăm despre noi. Și asta este prima cerință a programului. Să avem noi procesul nostru, pentru că, așa cum ne-a spus Gabor de mai multe ori și Sadd Daran, pe care vreau să o menționez aici, pentru că datorită ei există această metodă sistematizată, e chiar o poveste foarte drăguță, fac o paranteză scurtă, Sadd Daran Kaur e numele ei, s-a întâlnit cu Gabor într-un program Beyond Addiction, se cheamă, pentru dependenți. Momentul în care Sadd Daran mi-a spus: „Mai Gabor, ce faci tu aici este foarte tare, trebuie să împărtășești oamenilor.” Și l-a zis: „Nu știu, domne, ce fac, nu știu ce fac.” Și cu ajutorul ei, tot ceea ce astăzi poartă numele de Compassionate Inquiry s-a materializat într-un cadru, într-o structură organizată. Sunt mii de oameni în această comunitate. Numai în anul în care am început eu au fost 400 de oameni. Este absolut minunat să te descoperi pe tine și să descoperi o comunitate unde te simți în siguranță. Pentru că, de fapt, ceea ce spune și el în mitul normalității și nu doar acolo, este că atunci când nu te simți în siguranță, îți activezi un mecanism de apărare. Ceea ce nu e greșit, pentru că nu, dacă nu ești în siguranță, vrei să te aperi. E un lucru de bază. Dragii noștri, am vorbit astăzi împreună cu Monica Măgureanu, coach sistemic în formare în cadrul programului Compassionate Inquiry, program și comunitate, bineînțeles că vorbim aici despre o comunitate foarte frumoasă realizată de Gabor Mate și, bineînțeles, am vorbit despre cartea Mitul Normalității, Trauma, Boala și Vindecarea într-o cultură toxică, Gabor Mate. Monica, îți mulțumim din suflet pentru gânduri, pentru ceea ce ai împărtășit cu noi, pentru bucuria de a povesti, iată, încă o dată, am făcut-o de multe ori înainte de a veni Gabor Mate la București și de a lansa cartea Mitul Normalității, dar cu siguranță vom mai vorbi pentru că ecourile acestei întâlniri cu Gabor Mate, încă iată, le mai resimțim cu multă, multă, multă bucurie și cu căldură. Așadar, mulțumim, Monica Măgureanu, dragii noștri, ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută la Mitul Normalității.